Un tânăr de 27 de ani a ajuns pe mâna oamenilor legii, fiind suspectat pentru că ar fi comis un jaf stradal. Suspectul a furat geanta unei tinere după ce a lovit-o. S-a întâmplat pe strada Teilor din Chișinău. Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală pentru jaf, iar ca urmare a măsurilor speciale întreprinse, polițiștii au prins atât individul, cât și au mai stabilit că acesta a acționat cu încă doi complici. Acesta și-a recunoscut parțial vina, riscând acum pentru faptele sale până la 2 ani de închisoare.